de la Melorica primesc acum cadourile, pentru că moșul întârzie un pic. Traficul este foarte greu, trebuie să vă spun. Și copiii de la Melorica primesc și ei să plece, dar și-a trimis ajutorul pe Mirela și a spus Mirela, te rog, rezolvă problema, că vine după aceea și moșul mai vrea să vadă un lucru, vrea să vadă, dar copiii de la Diaconia sunt și comisii, dacă își să aibă și răbdare. Așa că eu o să fiu aici, o să-i spun moșului dacă ați avut sau nu răbdare, să-l așteptați. Și am spus că dacă aveți o stare și sunteți cuviță, să vă aducă cadouri frumoase și mătesc. Și a spus că așteaptă să vadă și să vă gândiți bine cum îl primiți. Că în funcție de asta, nu ziceți mie, vă gândiți voi. Dar ați zis că vreau să fie surprinzător. Așa că vă gândiți, sunteți copii deștepți, așa că...